Bună, copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Un orb vede. Textul de memorat îl găsim în Ioan, capitolul 10 cu 11 și îl invităm pe Filip să ne-l spună. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Mulțumim frumos, Filip! Crezi că regulile sunt importante? Știm că cele 10 porunci date nouă de Dumnezeu sunt desăvârșite. Acestea sunt complete și minunate, dar în vremea în care Iisus a venit în lumea noastră, conducătorii religioși deja făcuseră multe reguli în plus pentru ca oamenii să le respecte. Dumnezeu nu le dăduse niciuna din acele reguli. De fapt, multele lor reguli în plus îl făceau pe Dumnezeu să pară rău și fără inimă. Vom asculta câteva din multele lor reguli cu privire la păzirea sabatului. Nu aveai voie să aprinzi focul și nici măcar o lumânare în sabat. Nu puteai duce nimic cu tine, nici măcar o batistă. Dacă erai răcit, trebuia să îți prinzi batista de haine cu un ac. Nu puteai lega sau dezlega un nod. Nu puteai scrie nimic și nu puteai merge mai mult decât o parte dintr-o milă. Dacă o găină făcea un ou în sabat, nu îl puteai folosi. Trebuia să-l vinzi una dintre neamuri sau să-l arunci. Și nu te puteai privi în oglindă în sabat. Iisus a refuzat să se supună regulilor despre care știa că sunt greșite. De fapt, de multe ori, el a ales să ajute și să vindece oameni în sabat, deoarece el le arăta lor și altora cum este în realitate Dumnezeu. Și atunci nu este deloc surprinzător că preoților și conducătorilor nu le plăcea de Iisus. El încălca regulile lor. Gândește-te, toate regulile pe care le fac oamenii sunt reguli bune? Ce ar trebui să facem dacă trebuie să încălcăm regulile lui Dumnezeu pentru a asculta de regulile făcute de oameni? Haideți să ascultăm Faptele Apostolilor, capitolul 5 cu versetul 29. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Ucenicii credeau că atunci când cineva era bolnav sau avea o problemă, aceasta era o pedeapsă de la Dumnezeu. Dar într-un sabat, când l-au întrebat pe Iisus despre un bărbat care se născuse orb, ce a spus Iisus? Haideți să ascultăm Ioan, capitolul 9, cu versetul 3. Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa, ca să arate în el lucrările lui Dumnezeu. Lui Iisus i-a părut rău pentru sărmanul orb. Ce lucru ciudat a făcut el? Haideți să ascultăm Ioan, capitolul 9, cu versetele 6 și 7. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis: du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Iisus nu a fost acolo când bărbatul s-a întors de la scăldătoare, dar vecinii lui și alți oameni care îl cunoșteau au fost acolo. Fața bărbatului era atât de diferită, acum putea vedea. Ochii lui erau limpezi și strălucitori. În loc să pară neliniștit și temător, el zâmbea și râdea de bucurie. Oamenii chiar s-au întrebat dacă era aceeași persoană. Bărbatul nu a putut vedea până nu și-a spălat praful de pe ochi. Astfel că, normal, el nu îl văzuse încă pe Iisus, îl știa doar numele. Iisus făcuse această minune în ziua sabatului și oamenii au vrut ca fariseii să afle acest lucru. Asta a dus la o ceartă mare. Unii au spus că Iisus era un păcătos, deoarece el vindecase pe cineva în sabat. Alții spuneau că nu era posibil ca el să fie păcătos, deoarece Dumnezeu făcuse o minune atât de uimitoare prin el. În cele din urmă, l-a întrebat pe bărbat ce credea despre Iisus. Haideți să ascultăm ce a spus orbul. Tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Este un proroc? Le-a răspuns el, Ioan 9 cu 17. Oamenii care credeau că Iisus păcătuise, totuși nu voiau să creadă ce le spunea acest bărbat, așa că ce au hotărât să facă în continuare? Haideți să ascultăm Ioan, capitolul 9,
cu versetul 18 la 19. Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea până n-au chemat pe părinții lui. Și când i-au venit părinții, i-au întrebat: acesta este fiul vostru care spuneați că s-a născut orb? Cum dar vede acum? 20. Drept răspuns, părinții lui au zis: știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. 21. Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el. Este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce îl privește. De ce au răspuns părinții bărbatului în modul în care au răspuns? Ioan 9:22. Părinții lui au zis că aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâsără acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. A fi scos afară din sinagogă era ceva grav. În primul rând, nu li se mai permitea să se închine acolo timp de 30 de zile. Ce au spus părinții bărbatului? Ioan 9:23. Este în vârstă? Întrebați-l pe el. Gândește-te, dacă tu ai fi fost acel orb, cum crezi că te-ai fi simțit văzând tot ce se întâmplă? Văzând că părinților bărbatului care s-a născut orb le-a fost teamă să spună că Iisus făcuse o minune pentru fiul lor, fariseii au vorbit din nou cu bărbatul. Fariseii încercau să producă confuzie în mintea bărbatului, încât acesta să nu mai creadă în Iisus, dar Dumnezeu l-a ajutat și el i-a întrebat dacă doreau să afle mai multe despre Iisus, ca să poată fi și ei ucenicii lui. Dar acei farisei nu doreau să devină ucenicii lui Iisus. Când bărbatul a spus că Iisus trebuia să fie de la Dumnezeu, farisei s-au înfuriat. El și-au înfășurat hainele în jurul lor și-au plecat mai departe, de parcă nici măcar nu ar fi vrut să-l atingă. Și-au scuturat praful de pe încălțăminte pentru a arăta că terminaseră cu el. Apoi l-au scos din sinagogă. Părinților lui le era teamă că lor avea să li se întâmple asta. Dar acum acest lucru îi se întâmplase fiului lor. Ioan 9 cu versetul 34. Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Oamenii care priviseră și ascultaseră totul și-au putut da seama cu ușurință cam cum erau fariseii. Cum puteau să îi respecte când știau că aceștia nu au avut niciun motiv să spună lucrurile pe care le-au spus despre bărbat sau despre Iisus. Iisus cunoștea tot ce se întâmplase între timp. El știa că Satana încerca să îi facă pe farisei să fie tot mai încăpățânați, dar acolo erau și îngeri buni și puternici care îl ajutau pe bărbat să fie curajos. Ce a făcut Iisus după ce bărbatul a fost scos afară din sinagogă? Ioan 9:35. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Pentru prima dată, bărbatul a văzut cu ochii lui fața blândă a lui Iisus. El a răspuns întrebării lui Iisus cu nerăbdare. Ioan 9 cu versetul 36. El a răspuns: și cine este Doamne ca să cred în El? 37. Le-a și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este. 38. Cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Gândește-te, ce zi fericită trebuie să fi fost acea pentru orbul care acum vedea. Ce crezi că i-ai fi spus lui Iisus dacă tu ai fi fost acel bărbat? Câțiva farisei erau prin preajmă când Iisus a vorbit cu bărbatul orb din naștere și ei au auzit ce i-a spus Iisus. La ce crezi că s-a referit Iisus? Ia să ascultăm Ioan, capitolul 9, cu versetele 39 la 41. Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din fariseii care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis: dar nu am fi și noi orbi? Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Ai auzit vreodată pe cineva spunând: vezi ce vreau să spun? Sau văd
Ce vrei să spui? Chiar văd ei ceva cu ochii lor? Nu, de fapt, vor să spună: înțelegi ce vreau să spun? Sau înțeleg ce vrei să spui? Oamenii care aleg să nu creadă în Isus, aleg să nu vadă ce ar trebui să facă. Cât de trist! Ai vrut vreodată să mergi undeva sau să faci ceva despre care părinții tăi știau că nu era tocmai bine? Ai spus vreodată: nu văd ce ar fi greșit? Iisus spunea că venise să-i ajute pe oamenii care chiar nu înțelegeau prea mult despre Dumnezeu și legea sa. El nu reușea să-i ajute pe acești oameni să vadă, dar el nu-i putea ajuta pe oamenii asemenea fariseilor, care erau mândri și credeau că deja erau perfecți și știau totul. Ei credeau că pot vedea, dar de fapt erau orbi. Când au ales să nu creadă în el, ei au devenit și mai orbi. Gândește-te! Ne va obliga vreodată Dumnezeu să alegem să vedem? Ce simțăminte crezi că avea Iisus față de fariseii mândri? Îi iubea? Încă de pe vremea lui Adam și Eva, Dumnezeu a folosit multe metode pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă planul minunat pe care el îl făcuse pentru a ne salva de nemilosul Satana. De exemplu, totul în frumosul sanctuar le reamintea oamenilor de Iisus. Miei pe care copiii lui Dumnezeu îi jertfeau le reminteau că Iisus urma să vină și să moară pentru noi într-o zi. Perdeaua prin care intrau preoții le reminteau că noi putem merge la Dumnezeu Tatăl doar prin Iisus. Lumânările care ardeau le reminteau că Iisus este singura lumină în lumea noastră întunecată. Doar El ne poate arăta cât de mult ne iubește Dumnezeu și doar El ne poate arăta calea spre cer. Pâinea specială le reamintea cât de important este să mâncăm cuvântul Său în fiecare zi. Totodată, El este și apa vieții de care avem nevoie în fiecare zi. Tu mănânci și bei cuvintele sale chiar acum când învățăm din Biblie. Când Iisus a trăit pe pământ, toți știau de oi și păstori. Într-o zi, pe când le vorbea despre ele, El le-a spus că este ca un păstor bun și că oamenii sunt ca niște oi neajutorate care se pierd și se rănesc cu ușurință. Fiecare oaie are numele ei și fiecare oaie fie îl urmează pe păstorul cel bun și este în siguranță, fie îl urmează pe păstorul cel rău și se rătăcește. Oile se odihnesc în siguranță în staul. Există o singură ușă spre staul și Iisus a spus că El este ușa. În același timp, El este și păstorul cel bun. La fel ca în sanctuar, Iisus este tot ce avem nevoie. Dar alegând să ne încredem și să ascultăm de El, putem fi în siguranță. Când a vorbit despre hoți care încearcă să îi fure oile și să le rănească, Iisus vorbea despre farisei. Lor nu le plăcea de Iisus și încercaseră să-L determine pe bărbatul orb să spună că el nu credea că Iisus era Fiul lui Dumnezeu. Dar bărbatul auzise glasul adevăratului păstor, Iisus, și el a ales să îl urmeze, deși a fost alungat din sinagogă. Haideți să ascultăm ce a spus Iisus în acea zi. Ioan 10 cu 9 la 11, 14 și 15. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Gândește-te! Îți amintești câtă grijă avea David de oile lui și cât de curajos a fost când un urs și un leu au încercat să-i le fure? El ar fi putut fi ucis. Iisus a fost omorât, dar a făcut posibil ca noi să fim în siguranță de atacurile lui Satana, dacă alegem acest lucru. Iisus este păstorul nostru cel bun, iubitor și curajos. Toți oamenii care aleg să îl creadă pe Satana și care încearcă să îi convingă și pe alții să îl creadă, sunt ca hoții și ca slujitorii plătiți, ticăloși, cărora nu prea le pasă de oi.
Putem fi în siguranță dacă ascultăm de oamenii care nu aleg să se încreadă în Isus și să asculte de cele 10 porunci? Cunoaște păstorul numele fiecăruia dintre noi? El ne mână din spate sau merge înaintea noastră pentru ca noi să îl putem urma în siguranță? Haideți să ascultăm Ioan 10 cu 34. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că ei îi cunosc glasul. Iisus știe totul despre ispitele și despre momentele grele prin care trecem. El știe absolut totul despre noi și niciodată nu ne părăsește. Ne putem încrede în El orice s-ar întâmpla. Un păstor bun este foarte atent să se asigure că iarba cu care se hrănesc oile lui nu are buruieni otrăvitoare și că apa pe care o beau este liniștită și curată. Când ne hrănim cu Biblia, așa cum faci și tu chiar acum, putem fi siguri că aceasta este o hrană cu totul sigură. Ne putem încrede pe deplin în Biblie, deoarece este chiar mesajul lui Dumnezeu pentru noi și este cu totul adevărat. În lumea noastră sunt mulți oameni care încă nu au auzit despre Isus. Lui îi pasă și de ei? Sigur că le pasă. Noi spunem lumii despre Isus și despre cele 10 porunci ale sale în multe feluri. Ce se va întâmpla când toți vor fi avut ocazia să aleagă de cine să asculte? Haideți să ascultăm Matei 24 cu 14 și 31. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele 4 vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Gândește-te! Îi poți mulțumi lui Iisus că El are grijă de tine și că El este un păstor minunat? Chiar în momentul acesta sau diseară la altar, vorbiți despre cât de minunat este Iisus ca păstor și rugați-L ca să vă încredeți întotdeauna în El. El nu vă va dezamăgi, El vă iubește mult. Domnul cu voi!